Africa, resetarea mondială, resetarea oamenilor, civilizația 200 de ani, Sahara, deșertul Sahara 400 de ani. Asta este harta Africii în 1475, harta Africii detaliată la maxim și în interior și pe coastă, fără deșert, fără Sahara în 1570, secolul 16, harta Africii în la sfârșitul secolului 16, în 1595, Mercator, harta în 1642, secolul 17, detaliată atât în interior cât și în exterior, tot, și harta detaliată în 1658, secolul 17, la fel, și ultima harta detaliată la sfârșitul secolului 17, în 1688. Și dintr-o dată, în 1782, deja apar deșert, Sahara și părți din interior care nu au fost explorate. Și pe aceea, în plină epocă napoleonică, în 1802 și în 1812, deșert și o mare parte din Africa care nu este explorată. Culmea, cu 200-300 de ani înainte, toată lumea știa cum arată Africa și era plină de orașe și fără deșert. Și cu 200-300 de ani mai târziu, în 1800, în secolul 19, dintr-o dată apare Africa parțial, foarte parțial, foarte mult parțial nedescoperită. 1842, la fel apare multe deșert și zone care sunt fără detalii. 1853 și 1860. Ce culme este că în supremul secolul 19, când și că omenirea era mult mai avansată decât în anii 1400, 1500, 1600, 1700, rezultă că hărțile dinainte, cum este această hartă din 1570, secolul 16, detaliată cu orașe monumentale mari, cum apare în alte părți, fără deșert Sahara și fără deșertul Kalahari din sud, și dintr-o dată în secol, după 300 de ani mai târziu sau 250 de ani mai târziu, în secolul 19, apare goală și neexplorată. Prin urmare, a fost un cataclism mondial, a fost o resetare. Cum se produce un deșert? Fie că este deșert cu temperaturi înalte, foarte mari, tip nisip, sau că este un deșert cu temperaturi reci, tip siberian sau tip arctic, cu zăpadă. Cataclism, bombe nucleare, resetare mondială, cum apare în filme și în filmele apocaliptice. Ceva s-a întâmplat, rasa umană imperială care a fost înainte pe tot pământul, inclusiv Africa, pentru că Africa avea aceleași clădiri, același stil de monumente ca și America, ca și Asia, ca și ceea ce greșit se numește Tartaria de către comunitățile care sunt conspiranoice noi și care nu interesează de absolut nimic. Și s-au bătut ăștia între ei, cine știe, a fost o invazie, a fost un război și s-a dat totul peste cap. Și pe urmă, de aceea spun că o rasa noastră de oameni, omenirea noastră care a început cu ăștia, care erau în 1800, care toți arătau la fel, erau toți orfani, nimeni nu știa de unde vin. Asta au pot corobora și cei care sunt străbunicii voștri și ai mei, care în anii 1800 toți spuneau habar n-am de unde am ieșit, nu-și cunoșteau părinții, nu-și cunoșteau neamurile, nimic. Și pădurile noastre, ale lumii, ale oamenilor, adică civilizații noastre, au maxim 200 de ani, asta rușii au demonstrat-o. Atunci aici e și Africa, care deșertul Sahara, având în vedere că în secolul 16 nu exista și în secolul 19 deja exista, deci având în vedere că acum suntem în anul 2020, 2022, secolul 21, și că resetarea a fost undeva la sfârșitul secolului 17, adică până, să spunem, anul 1700, ca acea a fost independența și ca Franței și Americii. Deci Africa are maxim 400 de ani, pardon, Sahara, deșertul Sahara are maxim 400 de ani. Și având în vedere că acum știi cum s-a format deșertul Sahara, să vedem și celelalte deșerturi, cum este în America, cum este în Australia, cum este în Asia. Atât că este deșert de nisip, cum am spus, cât și dacă este deșert tip arctic sau antarctic sau de zăpadă siberiană, cu bombe nucleare atomice, care nu au nimic de a face cu bombele care au fost folosite în Japonia și în alte părți. Acolo intră foarte mulți oameni că nu înțeleg diferența între o adevărată bombă atomică nucleară care face iară nucleară și distruge absolut tot, și într-o bombă care este practic numai pentru a distruge pe plan fără radiații. Și cam asta e. Hărțile sunt oficiale, există în lumea academică, sunt publice, nu este nicio conspirație, este adevăr absolut care oamenii nu vor să caute, pentru că toată lumea se deprimă și toată lumea este un plictisit și nu are nimeni care să facă investigații. Și cam atât. Sper că v-a plăcut. Scurt, simplu și la subiect, rapid, ca să nu dai cu capul de pereți din cauza plictiselii și a depresiei. Și cam atât.